Vrei un venit stabil, vrei să câștigi între 500 și 2-3.000 de euro lunar, pe termen lung. Nu uita să apeși un mare like și nu uita că în descriere vei găsi grupul de Telegram. Astăzi am zis să mai abordăm ceva mai serios. Cine caută ceva în mod ușor, poate să vadă și un alt video de pe canal, sunt foarte multe video. Și asta este o modalitate super ușoară, super automatizată, să zicem, în anumită măsură, care aduce bani pe termen lung. Se zice că poate cauți o modalitate să câștigi bani în mod online. Adică să nu fii nevoit să ajungi la un job fizic, să te duci la un loc de muncă și să știi că primești un salar fix. Să fie vorba, să poți să-și evoluezi, să ai mai multe beneficii. Astăzi vreau să vă povestesc despre acest site, ShortX. Au apărut pe internet foarte multe canale de genul ăsta, cu text, cu voce, totul super folosit de inteligența AI. O să avem nevoie doar de două softulețe, în mare parte, să creăm aceste mici video. Pare ceva imposibil, dar chiar se poate face bani. O să luăm un canal foarte cu... Am luat un canal așa mai vechiuț o leacă cu inteligența AI. Fac video short cu tot felul de povești, foarte grozav. O să vă arăt și vouă cum puteți face poveștile. Și o să vă explic și costurile, că poți să faci într-o variantă gratuită, puțin cu mai multe, sunt și softulețe gratuite, dar ai de muncă mai mult. Dacă vrei ceva ușor, cu un cost cât de cât rezonabil, o să urmărești video. În prima fază, vedem aici frumoșel că acest canal generează între 16.000 de dolari pe lună până la 200 și ceva. Să punem un jumate din suma asta, adică jumate, un sfert, și să genereze 30-50.000 de dolari pe lună. Într-adevăr, are undeva la 66 de milioane de view-uri pe total, pe video, care are 140.000 de abonați. Oricum, e un canal mare. Dar, pe total, oricum, este destul ok. Lunar, anual, face, zice, undeva maxim 3 milioane și ceva. Bine, nu este niciodată așa. Uite, exemplu, canalul meu generează între 6 și 90 și... Da, cam aia este media, deci cât de cât s-a mai corectat. Înainte Social Bay nu dădea o medie atât de corectă. Într-adevăr, nu am foarte multe, 22.000 de vizionari pe lună. Cam asta ar fi un câștig anual, oricum foarte mic. Dar nu o să luăm treaba asta în calcul, o să ne axăm pe canalele astea de ideea respectivă. Adică și voi puteți verifica dacă aveți un canal care generează conținut și tot așa mai departe. Deci, hai să trecem să vedem și un canal. Am mai găsit și un canal românesc, o să dăm imediat, super interesant. Câți ani are un deceniu? Adică puteți face nu numai cu... Puteți crea tot felul de chestii de genul ăsta folosind voce AI. Sunt tot felul de softulețe gratuite pe internet. Dacă vreți ceva moca și nu aveți bani de cheltuit, adică gen, vă căutați o scuză, ok, să găsesc. Sunt multe aplicații moca, dar asta am mers pe ideea asta, am preferat asta, că mi se pare ceva mai... Ai mai multe beneficii. O să dăm în jos să vedem. Aici sunt niște video. Automation, nu neapărat să faci video pe YouTube. Da, ai niște criterii de ajuns ca să începi să generezi bani. Nu o să câștigi bani mâine, asta e clar, dar peste o perioadă, adică vorbim poate peste 3 luni începi să generezi deja primele tale câștiguri sau poate și mai devreme, depinde de subiectele abordate. Și cum ne uităm la această aplicație în jos, putem să facem short-uri pe YouTube, pe Insta, Reels-uri, TikTok, Snapchat și tot așa mai departe. Care, din punctul meu de vedere, sunt destul de faine. Uite, avem aici un video. Fix așa o să fie generat și video nostru, adică în modul ăsta. Acum, totul devine personalizat, adică nu rămâne standard, așa vedem și alte tipologii de video. Și sunt foarte, nu știu, au povești faine, adică au niște avantaje. Uite, exemplu, vă dau cel mai basic pachet. Asta poate să varieze în funcție de lungimea video, dar așa o medie. Cu 15 dolari ai putea face 5 video AI. Pentru început, dacă îți recomand să mergi pe un pachet mai scump, ăsta 10-20. La început îți recomand să faci foarte multe video, adică să ai o gamă largă și să vezi ce prinde mai bine. Și dacă ai găsit conținutul potrivit, te încadrezi, cred că după aia o să te încadrezi, poate faci mai puține, mai multe. Dar ideea că se pot face foarte mulți bani cu genul ăsta de conținut. Am văzut super multe canale. Sincer, am vrut și eu să intru, dar mie nu-mi permite timp. Am foarte multe activități și chiar n-am timp să mă ocup să fac și eu genul ăsta de conținut. Dar nu este neapărat spus că nu o să fac, o să ajung la un moment dat să-l fac.
Pentru că mereu ne căutăm scuze să nu facem aia, că dar durează. Da, durează, dar pe termen lung o să vedeți că o să aveți un rezultat pozitiv. Poate acum sunteți, nu faceți mare chestie, sunteți la școală, la facultate. Faceți tot altceva. Pe lângă muncă, cât să generați, adică doar introduci textul, setezi mici detalii și poți să faci treaba asta. Deci foarte, eu consider că e super mișto, gen toate avantajele astea, plus că prețul este accesibil, adică 15 dolari vorbim de sumă foarte mică. Cine vrea să cumpere un pachet de genul ăsta, e super simplu, adică știi, își cumpără planul, se conectează cu un cont de Google, că asta cere, ok? Pentru început, ca să testezi, să vezi cum te regăsești, poți să iei și pachetul de 15 dolari, adică realizezi 5 video și te costă, ne spune că undeva la 3 dolari per video. Dacă mergi mai mult, ia să vedem, la sume mai mari, nu, oricum media cam aia e, 3 dolari per video. Mi-ar fi plăcut să dea opțiunea să poți să vezi un video. Dau uite exemplu, este video ăsta care a fost la așa, sunt în jur de 88 de cenți, cam asta, a avut 25 de secunde, adică nu se ia după un standard, dacă tu faci video pentru un minut, cu siguranță vei face mult mai multe. Hai să vedem video ăsta, o să opresc sunetele. Și vedeți că și ăsta e făcut destul de mișto. Și spune costul, adică să-ți faci o idee cam care ar fi costul per secundă. Și ăsta este undeva de 35 de secunde, 1 dolar și și un pic, 1 dolar jumate de fapt. Did you know that in 1518... Și au niște sunete destul de ok. Depinde, acum poți să te accesi și pe content în limba română și poți să te accesi și content în alte limba. După ce ai cumpărat pachetul, să mergem aici, cumpărăm pachetul respectiv, o să ai modalitate de plată super interesantă. Sunt și alte aplicații, dar am vrut doar să-ți dau un exemplu cu această aplicație. Oricum super ușor de a realiza video cu asta, nu e ceva complicat, mici detalii. Și acum să vă arăt și al doua unealtă care trebuie să o aveți neapărat ca să realizați content, ca să nu recopiați alte texte din altă parte. Bom, intrăm fost pe ChatGPT, salut, bla bla bla. Ok, am nevoie de o poveste. Bun, am scris aici un text. Am nevoie de o poveste emoționantă. O poveste de dragoste de 2000 de caractere. Oricum, poți să dai mai multe detalii ca să iei un conținut mai bun. Sau mai scurt. Eu poate am pus 2000 și vedem că deja mai generat. Tu îl corectezi, vezi ce mai trebuie, ce lipsește acolo. Poate vrei să-l faci mai scurt, îi dai toate detaliile astea și o să te ajute să realizezi cel mai bun video, din punctul meu de vedere. Plus că căutați pe web, că mai sunt și alte site-uri gratuite care îți dau oportunitatea asta de a crea video AI. Și sunt foarte mișto, se pun voce în mod automat, se pune tot, nu neapărat să-l faci în limba română. Gândiți-vă că dacă faceți un canal, ăsta este în limba română. Ăsta practic este un fel de, nu știu, răspuns la niște întrebări, știi? Și îți dă răspuns. E o chestie foarte mișto. Deci vedeți, aveți tot felul de idei. Vă dau o sugestie cu genul ăsta de canal, dar sunt multe alte conținut care te poți folosi de AI. Adică practic pui niște întrebări, faci un... nu știu neapărat dacă alte chestii aș fi mai ușoare, dar genul se văd că prinde foarte, foarte bine. Și plus gândește că tu nu ai nevoie de un microfon, nu ai nevoie de un laptop super mega potent, totul se întâmplă în browser. Dar sunt și aplicații pe device-ul vostru. Sper că m-am lămurit, am spus tot ce trebuia să vă spun. Da, referitor de un canal de YouTube, o să-ți fie greu la început până ajungi la câteva mii, până ajungi la prima, până să atragi primii tăi 100 de abonați. După ce ai tras primii tăi 100 de abonați, deja lucrurile devin super mai ușor și o să-ți fie mult mai ușor să faci acel conținut. Pe TikTok știu că trebuie neva la, ori faci live-uri, depinde de pe caz, faci pe TikTok de la 10.000 de urmăritori, o să ai monetizarea, nu știu dacă are România, dar alte țări știu care. YouTube are și România monetizare, deci s-ar putea să te ajute treaba asta. O să te ajute mult, pe termen lung. Privește chestia asta pe termen lung, nu privi pe o lună, două pentru vara asta. Privește că peste ani poți face o anumită sumă de bani. Adică e foarte bine, adică nu e greșit deloc. Gândește că poate la început, ok, primul an ai făcut cum ai început, până ai ajuns la 1000 de abonați, să zicem că în primul an ai ajuns la 1000 de abonați, 4000 de ore cât ne mai cere,
a dat drumul, canalul ți-a fost monetizat. Să zicem că prima dată, primile la început o să faci poate 50-100 de dolari, depinde de câte vizionare ai, adică n-am cum să îmi dau cu părerea exact, poate să varieze, unele care explodează mai mult, altele mai puțin. Dar pentru un succes mai mare, pot să-ți mai dau încă opțiune, creează 5 canale diferite de YouTube sau de TikTok sau de ce vrei tu, ok, în care să devii viral. Și fă conținut diferit, adică pune 5 video pe unul cu, nu știu, ceva despre tech, tehnologie, despre sănătate, altul. Și tot așa, îți cauți niște subiecte care crezi că prin și poți face foarte mult conținut. Povești, cupluri de dragoste, nu știu, dar un exemplu banal, adică poate chestia asta nu-i wow, dar poate sunt povești de, nu știu, 2 martie, 8 martie, chestii de genul ăsta. Și o să vezi că o să găsești un conținut potrivit. Dacă ai mai nevoie de nici mici idei, nici sugestii, poți să-mi scrii pe Telegram @mariusappopo și poate reușesc să te ajut cu un anumit sfat, în anumite măsuri. Cam asta a fost conținutul. Sper că ți este util și sper să-l folosești, pentru că chiar e ceva care ar prinde pe termen lung și ai putea să trăiești din treaba asta la un moment dat, adică la început cu siguranță, nu? Dar dacă tu ai deja un loc de muncă și faci treaba asta de o să o faci de plăcere la început, poate nu o faci de plăcere, o faci de nevoie și poate să devină o plăcere, o să vezi că o să-ți placă și o să începi să genereze și câștiguri și atunci o să fii într-un punct foarte fericit, zic eu, adică poți să fii oriunde în lumea asta, plecat pe o plajă, în orice țară vrei tu, să faci genul ăsta de conținut, plus că totul se face automat, tu doar dai comanda, spui, scrii ce vrei să așa și totul se întâmplă rapid și sigur.